Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de apă, după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Bun găsit, dragi prieteni, începem cu o dezvăluire internă, sigur că nu este fabricată de noi, o știre care circulă în aceste momente. Datoria pe care petrolul o are la această oră, una dintre echipele care a intrat în insolvență, apoi a încercat să iasă, a încercat să deblocheze conturile, în fine, nimeni nu mai știe exact ce se întâmplă acolo. Datoria ar fi de 5,4 milioane de euro. Din această datorie totală, aproximativ 1.700.000 reprezintă datoria către ANAF. Mai departe, datoria de 300.000 de euro pe care prahovenii o au către Serviciul de Gospodărie Urbană Ploiești, SGU, n-au plătit chiria meciurilor pe stadionul Ilie Oana și nici utilitățile aferente. 400.000 de euro avea legătură cu prejudiciul adus de finanțatorul Dan Capră, propriului său club, și aproximativ 1.000.000 de euro ar fi datorii către jucători și alte persoane. Aceste datorii însumează 3.400.000 de euro din cele 5,4 stipulate. Mai rămâne o diferență de 2 milioane de euro, care în acest moment nu se știe de unde provine. Asta este știrea. Interesantă, pentru că petrolul a încercat în ultima perioadă, puneam tot felul de explicații, a fost declarat în doar 24 de ore intrat în insolvență. Această cerere de suspendare provizorie pe care au făcut-o ulterior la secția 2-a civilă de contencios administrativ și fiscal nu mai are practic nicio utilitate. O cerere de suspendare provizorie a executărilor silite, așa încât în momentul de față ei odată sunt în insolvență, odată nu sunt, sau oficial sunt în insolvență, dar pe cealaltă parte încearcă să deblocheze conturile într-un mod mai mult sau mai puțin legal. Oricum, o situație complicată acolo, care ar putea sigur să pericliteze și returul campionatului în ceea ce privește echipa prahoveană. Din câte știm noi, aceștia n-ar mai putea să joace în cupele europene în sezonul viitor, tocmai din aceste probleme care sunt destul de complicate și greu de rezolvat. Printre alții, și Mutu s-a înscris la masa credală, adică și el ar avea bani de luat de la petrolul. Judecătoria din Ploiești va judeca pe 6 aprilie cererea de intrare în insolvență. În aceste condiții, foștii angajați ai clubului se pot înscrie la masa credală până la întocmirea planului de reorganizare. Mutu și-a reziliat contractul cu petrolul anul trecut, în septembrie. Are de recuperat 70.000 de euro. El nu mai poate să depună memoriu după intrarea clubului în insolvență. La ultima soluție este această înscriere la masa credală alături de alți jucători și angajați care nu și-au primit banii. Despre Mutu știm doar că avea un salariu lunar de 25.000 de euro, fiind considerat cel mai bine plătit jucător din istoria petrolului. A jucat anul trecut 21 de meciuri pentru petrol, a marcat 6 goluri. În fine, până la urmă a mai făcut, se pare, o încercare în această iarnă pentru 50.000 de euro. Apoi a declarat că a donat acești bani în grupării galben-albastre. Nu știu ce înseamnă asta, încercare de 50.000 de euro. Dar în orice caz, în momentul de față, el nu are club. Reamintesc că a ratat șansa de a juca în India. La un moment dat se zvonea că s-ar întoarce la Fiorentina. A căzut și această variantă. Mutu e pe lista celor care au de recuperat bani de la petrolul. Practic toți jucătorii care au evoluat la această grupare în ultimul an sunt în aceeași situație. O să vedem dacă la un moment dat își vor recupera sau nu. Dar echipa tocmai se întoarce din Antalya. Țineți minte că a și reușit să marcheze un gol acolo.
Mircea Rednic vorbea de o adevărată familie. Nu cred că îl prind așadar nici 6 etape cum pronosticam ieri alaltă pe Mircea Rednic la Ploiești. Văd cum ar putea să-l păcălească Petrolul în aceste condiții. Cristi Bobar este dorit de Petrolul, l-avem la telefon în acest moment, vă salutăm. Bună ziua, ce faceți, domnul Radu? Uite, vedeam o știre cu dumneavoastră, deși Petrolul... Era dat... să vă aud. Mulțumim că sunteți alături de noi. E adevărată chestiunea asta că v-ar dori Petrolul și că ați fost contactat? Eu în general vorbesc cu mulți conducători sau cu antrenori de la multe echipe, dar de știri am aflat și eu acum conducând, am aflat de la cineva. Păi, dar în mașină se află știrile la noi. Da, exact. Nu se las mai să vorbesc cu foarte mult antrenori, conducători din Liga 1, din Liga 2, dar nu... Mie nu știu exact cum sună știrea, să vă spun. Sincer că n-am apucat să o citesc. Momentan sunteți liber de contract? Da. De când am terminat cu Dinamo, eu sunt liber, mai fost la București, pe la Reșița, la părinți, la familie, dar sunt... deschis la orice discuție. Este normal să fie așa. Vă surprinde totuși această știre, chiar dacă ați aflat-o în mașină că, și nu este practic verificată, vă surprinde că vine de la un club care a intrat în insolvență? E probabil că sunt obișnuit cu așa, că văd că am noroc numai de probleme astea, dar... Mă surprinde. Acolo este un antrenor foarte bun, un Mircea, care, i-am spus, dacă merge acolo, este un fel de garanție pentru suporterii de acolo și pentru Petrol și tot ce înseamnă suporter și clubul Petrol. Da, problema este că Petrolul nu are bani, este datoare tuturor celor care au jucat și care au antrenat în ultima perioadă. Vedeți posibilă totuși astfel de alianță în aceste condiții? Când ei n-au după ce să bea apă? Da, este foarte greu. În primul rând, cei de acolo trebuie să ajungă la zi sau să discute cu jucătorii. Așa a fost și la Dinamo, că am prins de intrarea în insolvență, dar jucătorii au înțeles și ușor li s-au achitat, li s-au alungat și li s-au achitat datoriile. Dar acum nu știu ce este acolo, chiar nu știu, la Petrolul, ce... Dar trebuie jucătorii să înțeleagă că e perioadă grea și cei care dau banii să-și alumeze, dar să nu-i urca. Ați vorbit cumva cu Mircea Rednic în aceste zile? Nu. Niciun contact? Nu, pe aia a fost în caz, că este un cantonament, dar nu. Dar așa, din anturajul Petrolului, nu neapărat în mod direct, v-a sunat cineva? Nu știu acum exact cine se ocupa acolo de... Dar eu știu pe team manager, mai cunosc oamenii, v-am spus avocător, dar zilele astea nu am discutat, chiar nu am discutat despre Petrol. În cont am discutat cu altă echipă care nu, văd că nu a apărut în presă și este bine că a rămas într-o discuție. Bun, deci ideea este că dacă totuși ar fi ceva real, v-ar interesa această posibilitate? Eu în general am lucrat la Dinamo, dar am doresc și am mai zis să merg la cluburi cu tradiție. Că unde sunt cluburi de tradiție, cu suporte, așa pentru mine înseamnă foarte bun. Mulțumim, domnul Bobar. O să vedem dacă se mai întâmplă ceva zilele viitoare. Dacă nu aflați, vă ținem noi la curent. Cu mare plăcere, sănătate. Numai bine. Eu vă spun sănătate, să trăiți. Ne pregătim să luăm o pauză publicitară, dragi prieteni, după care vom reveni. Ițele sunt așadar încurcate, sigur, nu numai la Petrolul și în alte echipe. E bine pe undeva că avem despre ce să vorbim în această pauză care tinde să se încheie începând cu săptămâna viitoare. Aveam posibilitatea să vorbim și despre fotbal, la modul concret, nu cu meciuri amicale, ci cu întoarcerea partidelor oficiale din faimoasa Cupa Ligii și apoi în campionat. Să vedem cine mai apucă până atunci. Scapă cine poate vorba cuiva din politică lunile trecute. Ne întoarcem imediat.
Ne-am întors, dragi prieteni, în direct, să vorbim un pic și despre situația de la Dinamo. Daniel Stanciu pare să fie mulțumit de echipă și vizează pur și simplu locul al treilea în campionat, iar dacă încă o dată spun asta, n-ar duce pe Dinamo în cupele europene, dar ca poziție și ca redresare a clubului, sigur că ar fi interesant. Cu 10 zile înainte startul returului ligii întâi, el se declară mulțumit de echipă și vorbește despre evoluția din cantonamente și despre posibilele transferuri. Ca să-l cităm, concluziile sunt bune, acestea pe care le putem trage după meciurile amicale, dar sunt câteva și negative. Dinamo a jucat bine din punct de vedere ofensiv, au probleme însă în apărare, probleme pe care le-ar putea rezolva sau nu până la începerea campionatului. Eforturile care se fac pentru aducerea unui fundaș central străin sub formă de împrumut, sunt interesați cei de la Dinamo de Andrei Marc, un jucător tânăr cu experiență însă în Liga 1. Altfel, echipa este mulțumită de achiziții, a declarat Daniel Stanciu pentru site-ul ziarului Ring. Dacă analizez lotul, aș putea spune că avem echipă de locul 3. Din vară vrem să ieșim din insolvență și să facem o echipă puternică, așa cum își doresc și suporterii. Am auzit că Dinamo se scaldă în portari, unul mai interesant decât altul, și că ar fi și o variantă cu un portar francez. Știi că Franța are în momentul de față cei mai buni portari din lume. Unul dintre ei, Fabien Farnol, ar fi devenit jucător al lui Teja, un portar de culoare, din ce ne dăm noi seama, dar l-am prins la telefon pe Daniel Stanciu, poate ne spune mai multe. Salut! Salut! E adevărată chestiunea asta cu nou Fabien Barthez la Dinamo? Nu știu dacă e chiar Barthez, dar e Farnol. E Farnol, e din Benin, am înțeles, originar din Benin, dar băiat cu cetățenie franceză. Je suis Farnol! Asta ar trebui să scrie suporterii lui Dinamo pe banner, da, în câteva meciuri, nu? Da, da, da. Omul vine ca titular sau doar ca mascotă? Să sperăm că nu doar ca mascotă. Ne-am dorit să fie titular. A avut o evoluție foarte bună. Noi l-am urmărit pe imagine mai mult, pentru că el l-a mai jucat din toamna anului trecut. A venit, s-a pregătit. A fost la Clermont, am înțeles. Da. A avut evoluții foarte bune în Liga 2 franceză. Chiar acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, acum 3 ani, a fost declarat cel mai bun portar din Liga 2. Era și capitanul echipei. A fost în toamnă la un pas să semneze cu o echipă puternică din prima ligă din Anglia. Am înțeles că fostul impresar a încurcat un pic lucrurile pe acolo și a rămas fără echipă. Noi l-am și testat o săptămână în Franța, în Spania, în cantonamentul din Spania. A lăsat o impresie bună. Acum avem 3 portari, zic eu, de valoare apropiate și cel mai bun, normal, va juca. Să sperăm că am nimerit-o în ceea ce privește postul de portar, pentru că și Nou Moschi a avut o evoluție foarte bună în Spania. Am văzut că are și câteva selecții la Naționala Beninului. Sigur, nu este o țară importantă ca fotbal în Africa, dar care din când în când mai dă câte un jucător. Oricum, Dinamo, din câte știm noi, mai avea vreo 3 portari. Bun, Nou Moschi, dar mai erau vreo 2. Nu, era vorba de Mețiu, un tânăr de perspectivă, de 19 ani. Probabil că va fi votat la Berceni sau va rămâne la Dinamo 2, asta rămâne să stabilim în zilele următoare. Marc, da. Și Kovaci mai e jucător ungur care din păcate este accidentat de foarte multă vreme și cred că până în, la sfârșitul aprilie va fi indisponibil. Și atunci am fost nevoit să mai luăm încă 2 portari, la Omoschi, care a revenit la Dinamo și îl știe toată lumea, și Farnol. Așa. În rest, cu lotul, citeam că Dinamo a căutat un fundaș central. Eu cred că o rezolvăm astăzi. Am închis-o cu Machado. Urmează să facă și viza medicală și apoi va semna contractul. Mai suntem în discuții cu
un jucător bosniac cu pașaport croat care evoluează în Italia, la Pescara, și sper că până mâine să ajungem la un acord cu Pescara pentru împrumutul copii pentru acest jucător. Altfel, am văzut că ați declarat că Dinamo vizează chiar locul 3, asta și pe fondul de gringoladei din Liga 1, sau doar vă bazați pe propriul loc? Nu, am fost întrebat, te referi de la o declarație pe care am dat-o într-un interviu, cadrul unui interviu. Așa. La un ziar. Da, nu, la ziarul Ring. Nu, am zis că din punctul meu de vedere mi-aș dori, sau așa văd eu din afară sau din birou, un lot de locurile 2-3, ținând cont și de ceea ce se întâmplă în campionat, pentru că n-ai cum să treci peste aceste lucruri. Normal că ne dorim să fim cât mai sus, pentru că am tot spus-o, locul 8 nu este un loc onorabil pentru un club ca și Dinamo. Da, dar din câte am înțeles, aveți totuși percepții bune față de cum arată echipa în momentul ăsta după cantonament și în momentul reîntoarcerii pe terenurile din Liga 1. Adică senzațiile sunt mai degrabă pozitive, nu? Și s-a lucrat foarte bine în cele două cantonamente, chiar dacă rezultatele nu au fost pe măsură. Însă trebuie să ținem cont, cel puțin în Spania am avut adversari, trei adversari care au evoluat sau evoluează în cupele europene. Am jucat cu Atletico Paranaense, o echipă puternică în campionatul Braziliei, și doar, lipsa de concentrare a fundașilor noștri sau, găurile, pentru că acolo încă mai avem foarte mult de lucrat, și de asta și am și încercat în aceste ultimele zile să mai facem câteva transferuri în acest compartiment, pentru că din punctul meu de vedere aici e marea problemă a lui Dinamo, zona centrală defensivă. Rest, cred că lucrurile arată destul de bine. Însă suntem la un nivel de 60-70%, mai avem foarte mult de muncă. Din păcate, marți avem primul joc, semifinala cupei cu Cupei cu Pandorii Târgu Jiu, la Târgu Jiu, e primul meciul tur. Să sperăm ca în cel mai scurt timp să ne stabilizăm asupra 11 de bază și să abordăm jocurile cu încredere, jocurile în acest retur, pentru că e important pentru noi, repet, să tenăm cât mai sus în acest campionat. Care este ideea deocamdată sau percepția antrenorului Teja după un contact totuși atât deja destul de amănunțit cu lotul? În mare au fost aduși jucătorii pe care ni-am dorit. Împreună am colaborat la transferul jucătorilor, la faptul că am mai renunțat la unul sau la altul. Deci sunt jucătorii pe care efectiv ne-am dorit noi să... Ce mulțumim de lor! Nu avem motive să... sau Mihai n-ar avea motive să fie nemulțumit. E adevărat că unii dintre jucători au venit foarte târziu, de exemplu Machado a prins doar două zile din cantonamentul din Spania, a venit nepregătit, la fel și Rodriguez de la Brașov, a venit destul de târziu, Farnon a venit doar în cantonamentul din Spania, sunt în urmă cu pregătirea, nu toți jucătorii sunt la același nivel, însă asta este viața, astea au fost condițiile, n-am putut să luăm jucătorii încă de la începutul pregătirilor, atunci am fi arătat, din punctul meu de vedere, ținând cont de felul în care s-a lucrat în această perioadă, am fi arătat mult mai bine. Da, să sperăm că vom sări câte două trepte să ajungem la un nivel de pregătire aproape de performanța pe care ne-am propus-o în acest sezon, să fim cât în primele 3-4 echipe din campionat. Bine, că terminăm în primele 3-4. Da, vorbeați de mai devreme de locul 8, teoretic sunteți pe 7 dacă luăm în calcul de punctarea CFR-ului. Ați scăpat, dacă CFR-ul nu recuperează punctele de o echipă, a scăpat, deci o treaptă a sărit. Da. Deci din început campionatul și-a făcut un pas. Da, asta e o veste bună pentru toate echipele de la locul 3 în jos, să spunem așa, dar și pentru Steaua, care în loc de 9 puncte are 10 puncte avans acum. În fine, am înțeles ideea, deci abordați deja Cupa Ligii cu pretenții de săptămâna viitoare și apoi la sfârșitul săptămânii viitoare și campionatul. Cu șanse, dar totuși să reamintim ascultătorilor, fără posibilitatea de a evolua în Europa sezonul următor.
Da, să sperăm că vom reuși în maxim 2 luni să ieșim și din insolvență, să depășim acest moment destul de dificil și altfel vom aborda sezonul viitor, care poate să ofere alte surprize, cum s-au întâmplat sau se întâmplă în acest moment în Liga 1. Și bineînțeles că Dinamo își dorește la anul să participe în cupele europene, întărindu-și foarte mult echipa, pentru că atunci clar vei avea și un al doilea obiectiv, nu numai o clasare cât mai bună în clasament, ci și participarea în cupele în Europa League sau Champions League, da. Rămâne de văzut ceea ce ne va oferi viitor. Asta cu insolvența, chiar sperați să ieșiți? Adică e... Da, păi am depășit toate barierele impuse de legislație și în acest moment sunt pe drumul cel bun. Mai avem foarte puține datorii. Ele au fost prinse în bugetul din acest an. Lucrurile sunt eșalonate în așa fel încât în cel mai scurt timp să depășim acest moment. E o chestie doar care ține de birocrație. Asta cu drepturile TV cam cât înseamnă pentru Dinamo? În viitorul sezon sau în actualul sezon? În actualul sezon, de exemplu, ca să avem și noi așa o idee, cam... În jur de 40% au semnat în acest sezon. Depinde, pentru că nu s-a stabilit baremul pentru noul sezon. Dar 40% înseamnă cam cât în euro? În jur de 2.200.000. Sunt niște bani, totuși. Da. Bani. Pentru Liga 1 sunt niște bani ăștia, da. Cu siguranță, numai că în viitorul sezon o să fim obligați să ridicăm un pic și nivelul de salarizare și, eu știu, bonusurile, pentru că vor fi cu totul și totul alte pretenții și atunci automat și bugetul se va mări cu cel puțin 20% și atunci contează foarte mult o clasare cât mai bună la finalul sezonului pentru a primi cât mai mulți bani din drepturile de televizare și bineînțeles că e o muncă care a început pe care o continui și eu împreună cu echipa de la Dinamo pentru a atrage cât mai multe finanțări sau bani câștigați din marketing sau vânzări de bilete și așa mai departe. Am înțeles. Mulțumim, domnul Stanciu, pentru intervenție și succes în partea a doua a campionatului și în Cupa Ligii de săptămâna viitoare. Toate bune. Ne întoarcem după o pauză publicitară. Citeam vești îngrijorătoare despre Gheorghe Ștefan, care a solicitat Curții Supreme să fie eliberat, bineînțeles, pe motive medicale. Am mai vorbit și cu alte ocazii. Omul suferă de toate bolile pământului. Problema este că absolut toate s-au agravat. Una este să fii bolnav, să zicem să ai 12-13 afecțiuni, și alta este ca toate bolile să fie în stadiu terminal. Dintre cele mai grave afecțiuni de care Pinalti suferă, cancerul, desigur, a și fost operat la coloană. Starea sănătății sale s-a agravat, bineînțeles, din cauza arestului preventiv, adică din 29 octombrie 2014, uite că e închis de ceva vreme Pinalti. A luat câteva milioane de euro șpagă în dosarul Microsoft, potrivit DNA, ca urmare a unei intervenții, vă reamintesc, salutarea lui Dorin Cocoș. Acesta ar fi cerut o monumentală șpagă pentru triunghiul Cocoș-Ștefan-Sandu. Era o șpagă în dosarul Microsoft pentru utilizarea licențelor respective. Șpaga se ridica la 17 milioane și jumătate de euro, care urma să fie împărțită în 3. Nu știm dacă neapărat în părți egale. Până la urmă au sosit în contul 15,7 milioane de euro. E posibil ca aceștia să fi fost împărțiți. În orice caz, DNA vorbea atunci de minimum 3 milioane de euro în conturile lui Gheorghe Ștefan, primarul suspendat al municipiului Piatra Neamț, care bănuiesc că totuși mai avea ceva din agoniseala meciurilor de divizia A atâta timp. Nu cred că era chiar la fundul sacului, dar încă 3 milioane de euro, poate și mai mult, în acest dosar, poate s-a mai fi strâns niște bani cu alte ocazii. Cert este că atâta timp cât acești bani
se învârteau prin conturile lui, vorbesc înainte de octombrie anul trecut, bolile astea ale pământului pe care le avea Gheorghe Ștefan, închipuite sau nu, nu îl deranjau peste măsură. Nu era chiar atât de nebunit Gheorghe Ștefan să iasă din pușcărie. L-aș anunța totuși pe această îndepărtată cale, pe șansele sale să fie eliberat sunt nule, având în vedere că nici Jean Pădureanu, deși este muribund, n-a ieșit din pușcărie. Și vreau să lămurim încă o dată un lucru: n-are nicio importanță boala vis-a-vis de o culpă. Adică pușcăria nu se face pe chestiuni, domnule, trebuie să ne fie milă de el. Ție trebuie să-ți fie milă de tine. Dacă te știi vulnerabil, dacă te știi posibil afectat de tot felul de boli, dacă știi că un context sau altul pot să-ți fie nefavorabile, tu trebuie să ai grijă de tine, nu justiția. Tu nu ești acolo pentru faptul că ești bolnav. Deci asta cu eliberarea pe caz de boală nu e normală. Te duci din când în când la spital, mai faci niște investigații, sigur că poți să fii operat. Dacă medicii consideră că trebuie să te opereze, te operează, stai în spital, dacă ești operat, după care te întorci în celulă. Și acolo, la penitenciar, poți să fii îngrijit. Ce să-ți fac eu dacă ești bolnav? Acum, fiecare bolnav ar trebui să scape de pușcărie. Asta este o datorire a fiecăruia. În momentul în care se află în libertate și poate să facă ce vrea, n-are decât să se trateze unde dorește el. Aceste șpăgi despre care DNA-ul vorbește, și până la proba contrarie ele sunt la dosar, să vedem dacă până la urmă va fi condamnat definitiv sau nu, n-are nicio importanță. Aceste bănuieli înfiorătoare la adresa unor cetățeni nu pot fi trecute cu vederea doar pentru că există prezumția de nevinovăție. Încă o dată spun, prezumția de nevinovăție e una și acuzațiile sunt altceva. Dar există o legătură foarte strânsă între cele două. Da? Sunt practic pe același drum. Numai că la un moment dat drumul se bifurcă. Da? Nu scrie nimeni că trebuie să fie un drum neted. A fi acuzat că ai luat o șpagă de câteva milioane de euro nu mi se pare un lucru chiar atât de lejermente gratuit. În orice caz, nu atunci când ești acuzat de DNA, că nu l-am acuzat noi pe Gheorghe Ștefan sau alții ca el în situația asta. Dom'le, am auzit eu pe stradă că Ștefan a luat o mită de nu știu câte milioane de euro. Aia, într-adevăr, nu înseamnă nimic. Am auzit eu pe stradă sau în cijmigiu. Când te acuză DNA-ul, nu mai e chiar așa. Deci, poți să păstrezi prezumția de nevinovăție, dar pentru tine. Deocamdată ești nevinovat pentru tine, pentru alții iată că ești vinovat. Așa trebuie percepute lucrurile. Prezumția de nevinovăție este la începutul drumului. În momentul în care vin astfel de acuzații, ea se pune un pic în paranteză. Nu mi se mai pare atât de plauzibil să fii nevinovat când instituții importante, iată, te acuză de așa ceva. Deci în cazul în care ai luat o șpagă de 3-4 milioane de euro, bine, doar pentru asta ești acuzat în dosarul Microsoft. Evident, sunt și altele. Pe unele dintre ele pe rol, altele au fost uitate. Dar cât tupeu să ai totuși în aceste condiții și tot tu să vii cu gura mare. Stai, dumne, acolo până îți putrezesc coscioarele. Asta înseamnă să ajungi după gratii. Da? Nu e ca la hotel sau ca la pensiuni unde erați voi obișnuiți când vă mergea bine. Faza asta cu spitalul demonstrează încă o dată multă lașitate. Am văzut-o de altfel și în cazul lui Gigi, aia mea nici pe dracu. Dar sunt prevalat de aceste pseudo-afecțiuni, tocmai pentru că în aceste condiții avea și el o speranță și juca până la capăt. Încerca să meargă, că oricum mare lucru n-avea de pierdut, credea el. Ba da, ai de pierdut și în fața judecătorilor și în fața opiniei publice, care odată văzând ce tertipuri folosești, sigur că își dau seama și cam cine ești. Deci asta ar fi și cu bolile lui Ștefan, bolile lui Pinalti, bolile lui George Copos. Am înțeles că la Copos și tâmplăria ar fi o boală. El s-a îmbolnăvit de tâmplărie în ultima perioadă. Povesteam și zilele trecute, s-a apucat să facă și lăcătușerie la un moment dat, bine așa pe toate, croitor n-a fost, ci că din plictiseală oricum.
și pentru asta speră să iasă mai repede de la mușcărie. Sunt însă voci care spuneau că n-ar trebui să iasă așa de repede, că dacă bați un cui, de exemplu, și Meme Stoica face cam același lucru, tot cu cuiele se ocupă, își bat cuie în talpă sau în cap. Am înțeles că nu e chiar așa. Un cui cât înseamnă? Câte ore, de, câteva minute de ești mai aproape de eliberare. Un cui este echivalentul a, nu știu, 1,124.632 de minute. Cum așa, scad mai ușor de pușcărie dacă bați un cui. Trebuie să bați câteva miliarde de cuie, totuși, ca să se simtă. Ne întoarcem după o pauză. Aflăm tot astăzi că așa zisa Comisie de Disciplină, nu știu dacă termenul ăsta plin se mai poate aplica, în fine, așa se numește ea oficial, Comisia de Disciplină a suspendat litigiile clubului CFR Cluj cu foștii jucători în urma insolvenței. Și cităm din această mențiune a soluției Comisiei de Disciplină: Comisia a admis cererea de suspendare formulată de CFR Cluj până la soluționarea și rămânerea definitivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței. Cerere ce face obiectul unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Bun, cei 11 jucători ale căror litigii privind recuperarea restanțelor salariale ale CFR Cluj au fost suspendate sunt: Damian Djokovic, Daniel Stana, Liviu Ganea, Rui Pedro Couto Ramaliu, Laslo Sepsi, Javier Rodriguez Belaio, Felice Piccolo, sau Felice Piccolo, Mihai Bincă, Vasile Maftei, ăsta are două dosare, și Claudiu Voiculeț. În asemenea, Ioan Hora mai este. Având în vedere că instanța a deschis procedura de insolvență, fotbaliștii mai pot recupera salariile restante de la CFR prin înscrierea la masa credală, exact cum e mutul la petrolul. Tribunalul Specializat Cluj a admis la data de 4 februarie cererea societății care administrează clubul CFR Cluj de deschiderea procedurii generale a insolvenței, stabilind termen pentru continuarea procesului data de 8 mai. Conform hotărârii instanței, termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanțelor este 23 martie, iar termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al acestora este 13 aprilie. Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor a fost fixat pentru 8 mai 2015. Și mai au un pic de așteptat jucătorii. CFR Cluj, care de anul trecut se confruntă cu o criză financiară teribilă, este prezent unul dintre cele 6 cluburi din Liga 1 care se află în insolvență, reamintim, alături de Rapid, Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Dinamo și Petrol. Asta ar fi situația de la CFR. Nu se vorbește aici despre punctele de penalizare, nu știu ce tupeu poți să ai să pretinzi că le vei recupera vreodată. Atât timp cât încă o dată de citim printre rânduri în acest comunicat, clubul și-a bătut joc de jucători, i-a păcălit până în ultimul hal, în așa fel încât a plasat până la urmă discuția, iată, în termeni strict tehnici, juridici, jucătorii nemai având altă șansă decât să se ducă să se țigănească pur și simplu pentru obținerea acestor salarii care erau până la urmă ale lor. De atâta și atâta timp, ei au jucat pentru echipă, echipa s-a prezentat la toate meciurile, deci dacă ăsta era contractul și nu l-au respectat, nu văd unde este vina acestora. Trebuia să aibă grijă clubul să stipuleze anumite clauze, dacă la vremea respectivă, sigur că ei nu bănuiau că lucrurile vor sta așa, sau chiar dacă bănuiau, nu, soarta jucătorilor era foarte importantă pentru ei. În Arabia Saudită avem două știri astăzi. În primul rând, Laurențiu Reghecamp, care se pregătește mâine să joace finala Cupei Prințului cu Al Ahli, un meci etichetat și cu un ultimatum, pentru că se pare că Sheikh i-ar fi impus lui Reghecamp, că nu mai este într-o stare de grație în Arabia Saudită.
i-ar fi impus câștigarea trofeului dacă mai vrea să rămână la Riad. El ar fi fost motivat cu o primă de 50.000 de euro. 50.000 de euro primă. În cazul în care însă ia bătaie, așa cum bănuim, de la Al Ahly în această finală, pentru care Regier a cerut arbitrii străini, dar aceștia n-au fost aprobați de Federația Saudită, care s-a considerat chiar jignită de astfel de propunere a antrenorului român. Spuneam, dacă va fi învins, el riscă să ia 1.000.000 de euro, asta ar fi clauza de reziliere pe care, se spune, i-ar fi pregătit-o șeicii, scrie sport.ro. Dacă va fi demis, Rijeka va lua așadar 1.000.000 ăla standard de euro sau de dolar, poate, ca să plece mai repede dracului acasă și să scape arabii de el. Asta ar fi ideea. Îmi reamintesc că Al Hilal, de când a venit Laurențiu Rijeka, n-a câștigat decât cu echipe de mijlocul sau de subsolul clasamentului în Arabia Saudită. Colac peste pupăz au pierdut și finala Ligii Campionilor Asiei cu australienii aia, șchiopi, care se înființaseră de 3 ani, n-aveau nicio tradiție. Altă știre în Arabia Saudită ar fi că poate scăpăm astăzi, mă rog, scapă ei, dar într-o oarecare măsură scăpăm și noi de grija asta a lui Neapiții. Al Ittihad joacă de la 17:30, așadar peste o oră și un sfert, cu Al Faisali, cealaltă, cea mai slabă echipă din a momentului în campionatul saudit. Neapiții n-a bătut pe nimeni de când a ajuns în Arabia Saudită. Ar fi păcat să strice astăzi tradiția, deși spuneam, Al Faisali, ca și Al Ittihad, n-a bătut pe nimeni în ultimele 5 etape. Cele două echipe au un bilanț similar, 3 egaluri și 2 înfrângeri în ultimele 5 runde, și sunt vecine de clasament, chiar dacă despărțite de 6 puncte în favoarea celor de la Jeddah, adică a tigrilor lui Neapiții. Această agoniseală de 6 puncte suplimentare nu i se datorează antrenorului român, ci predecesorului său, care făcuse pe dracu în 4 și câștigase primele 7 etape din campionat. Neapiții a venit de 7 etape și n-a bătut pe nimeni. Astăzi ar fi al 8-lea meci în campionat, a fost între timp eliminat și în cupă de Al Hilal, echipa lui Laurențiu Rijeka, dacă țineți minte. Al Ittihad, fraților, aproape să se despartă de antrenorul nostru mare și titrat din ultima perioadă. Însuși Neapiții, care a venit cu metodele lui, cu staful lui, cu viziunea lui despre fotbal, însă n-a convins nici pe teren, se pare, nici în vestiar, unde nu-l înghit arabii, nu înghite nici conducerea clubului. O să vedem mai multe la sfârșitul acestei zile, când este programată, spuneam, prima parte a etapei a 15-a în regatul saudit. Au fost 14 etape până acum, adică asta este a doua etapă a returului. Campionatul are 26 de etape, la fel ca și viitorul nostru campionat. Nu știu dacă în Arabia Saudită există play-off, în câte înțeleg eu nu există. Odată terminat campionatul, primele 3 echipe se califică direct în Cupa Campionilor Asiei, iar ultimele 2 retrogradează. Și lui Rijeka a fost fixat ca obiectiv minim podiumul clasamentului. Evident, acest obiectiv îl are și Neapiții, care se află la 4 puncte în spatele lui Al Hilal, adică în spatele podiumului. Dar cine știe dacă va mai ajunge să se lupte pentru el, dacă nu cumva va fi căsăpit din timp. Oricum, astăzi, în mod normal, ar trebui să înregistrăm un 0-0, după părerea mea, între Al Faisali și Al Ittihad, două echipe care au cel mai prost bilanț din campionat, alături de Al Urubah. Numai ăștia mai au aceeași situație cu ei. În ultimele 5 runde, Urubah are doar 2 rezultate de egalitate. Nu, 3 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri, pardon. Exact ca și Al Ittihad și Al Faisali. Dar încă o dată spun, Piții n-a câștigat de 7 meciuri la rând, nu de 5. El este într-o situație, într-adevăr, aproape de record în Arabia Saudită. Măcar cu asta să ne alegem și noi, să bată unul de-al nostru recordul negativ într-un asemenea campionat. Astăzi mai avem și ultimul meci din, că tot vorbeam de cupe, avem ultimul meci din optimile de finală ale Cupei Franței, Metz contra Brest,
de la 21-45, un meci cu Aere de Liga a doua, pentru că Metz este ultima clasată în ligă, iar Brest este o echipă de pe podiumul ligii secunde, dacă a fost învinsă rușinos în ultima etapă a ligii a doua la Nancy. Învingătoarea acestui meci, de proastă calitate în mod evident, va juca pe teren propriu în sferturile de finală cu Auxerre, o echipă neînvinsă de 15 meciuri în toate competițiile și care se află în prima parte a clasamentului în Liga a doua, dar deocamdată destul de departe totuși de podium. S-au tras la sorți așadar ieri sferturile de finală ale Cupei Franței. Pe lângă acest Metz sau Brest-Auxerre, mai avem Boulogne-sur-Mer Saint-Étienne, Concarneau-Guingamp, două echipe din Bretania, și în fine Paris Saint-Germain AS Monaco au fost iată trase împreună, vor juca pe Parc des Princes în sferturile de finală, așadar posibila finală a Cupei Franței nu va mai avea loc sau va avea loc în sferturi. Tot așa cum am evitat la Mustață să avem o finală PSG Monaco în Cupa Ligii, Monaco fiind eliminat în semifinale acasă de Bastia la penaltiuri, și vom avea un PSG Bastia în finala Cupei Ligii. Asta a fost în Franța. Am mai avut meciuri ieri și în campionatul englez. A fost o etapă semi-completă cu 6 partide. O să avem astăzi un meci și în Cupa Greciei care ne interesează. Joacă Răzvan Lucescu de la 19:30. Dar vorbim despre aceste lucruri după o pauză. Ne-am întors, suntem în direct. Spuneam, astăzi joacă cu Skoda Xanthi în Cupa Greciei Răzvan Lucescu, deplasare la OFI Creta, un meci de la ora 19:30. E un meci tur ăsta, e un fel de play-off la ei și în cupă ca și în campionat. În campionat nu s-a ajuns încă în această fază, după terminarea campionatului are loc acest play-off. Așa că mare lucru nu înțelegem din specificitatea Cupei Greciei. Cert este că în turul precedent, în dublă manșă, Xanthi a eliminat pe Panathinaikos Atena, vice-liderul campionatului în momentul de față, după un meci dramatic, cum s-ar spune, 1-1 în tur la Xanthi, oraș aflat în nordul Greciei, bine cunoscut probabil multora dintre români care au trecut cu siguranță prin zona respectivă cu mașina, coborând înspre insulele grecești pe care le vizitează vara. Au făcut 1-1 așadar acasă, pe care au câștigat neașteptat împotriva logicii la Atena cu Panathinaikos în minutul 88, gazdele fiind în 10 oameni la momentul respectiv, și s-au calificat în acest play-off, unde văd că la ora asta se joacă un meci. Șania cu Smirnis este 0-0 în două echipe de ligă inferioară din Grecia. Ieri am avut, spuneam, 6 meciuri în Premier League, și acum era de așteptat. Chelsea a câștigat chinuit, urât, nemeritat în fața lui Everton acasă, 1-0, în stilul lui Jose Mourinho, care n-are de-a face cu fotbalul spectacol. 1-0, gol al lui Willian, fostul jucător al Shakhtarului, în minutul 89, exact după ce Barry fusese eliminat pentru al doilea fault, al doilea cartonaș galben implicit, cu un minut în urmă, așadar Everton rămăsese în 10 oameni, o dramă pentru cei de pe Goodison Park, învinși în ultima clipă, practic, de liderul absolut al campionatului Angliei, această Chelsea, care are 18 victorii în 25 de meciuri. Manchester City și-a răzbunat practic ultimele 4 eșecuri în campionat, numai câștigase de 4 meciuri consecutiv în liga engleză Manchester City. Ieri a dat un recital pe terenul lui Stoke, Kun Agüero reușind o dublă, e adevărat al doilea gol a fost marcat din penalti, Milner și Samir Nasri, revenit acesta după o perioadă de accidentări care a culminat până la urmă
și cu aceste patru eșecuri la rând ale lui Manchester City, au fost trei egaluri, mai bine zis și o înfrângere, dar pentru ei practic orice meci egal este o înfrângere în Premier League. Peter Crouch, eternul Peter Crouch, fostul jucător al lui Liverpool, a marcat pentru Stoke City egalând la 1 în prima repriză. În orice caz, Manchester City și-a făcut datoria în această partidă, rămâne la 7 puncte de Chelsea. Manchester United a câștigat absolut jalnic acasă cu cea mai slabă echipă din Premier League, cu Burnley, 3-1. Smalling a marcat de 2 ori în prima repriză. Ambele goluri sunt însă în condiții foarte ciudate. Primul în minutul 6, la un minut după ce intrase pe teren, Smalling l-a înlocuit pe Jones, pe Phil Jones, în minutul 5, acesta suferind o accidentare. În minutul 6 a și marcat dintr-o pasă a lui Radamel Falcao. Burnley a egalat în minutul 12 prin Ings. A fost 1-1 până în minutele de prelungire ale primei reprize. S-a creat această dependență. Nu mai este Fergie time, este Van Hal time. Chiar și în prima repriză în Anglia se joacă până când echipa care trebuie să înscrie, înscrie. Așadar, după 3 minute de prelungiri în prima repriză, același Smalling, de data aceasta dintr-o pasă a lui Angel Di Maria, a marcat golul de 2-1. De notat că în minutul 39 Danny Blind a ieșit și el accidentat, a fost înlocuit de Herrera, fostul jucător al lui Athletic Bilbao. În repriza a doua a fost o succesiune de cartonașe galbene, 4 pentru United și 2 pentru Burnley. În total, la cartonașe galbene, scorul general a fost de 4-3. Gazdele au fost totuși tarheteate de 4 ori. Rooney, Falcao, Wilson și Di Maria au luat galbene. În minutul 82, Van Persie a mărit scorul la 3-1 dintr-un penalti, așadar rușinos, Manchester United. Însă, ca urmare a rezultatelor de ieri, așa cum bănuiam și noi, Southampton n-a câștigat acasă cu West Ham, s-a terminat 0-0. Era de așteptat acest semieșec al echipei lui Ronald Koeman, mai ales după ce Southampton câștigase minutul 92, etapa precedentă pe terenul lui QPR. A fost o victorie venită de nicăieri a jucătorilor antrenați de Koeman. N-au mai reușit de data aceasta încă un miracol. Au pierdut poziția 3 în favoarea lui United. Southampton este pe 4, având un punct avans față de Arsenal, 2 față de 3 față de Tottenham și 4 față de Liverpool în acest clasament. Ieri s-au mai înregistrat alte 2 rezultate. Crystal Palace, Newcastle 1-1. O clipă am crezut că Newcastle va reuși să câștige. Papi Cissé a marcat în minutul 42. Au condus destul de mult oaspeții până în minutul 71, când Campbell a egalat. Campbell, o rezervă intrată în minutul 26 în locul lui Yaya Sanogo, jucătorului Arsenal împrumutat la Crystal Palace, care s-a accidentat în prima repriză. A intrat Campbell și acesta din pasa congolezului Bola Sie, intra și el cu 3 minute înainte, a reușit să egaleze. O rezultat care nu avantajează pe nimeni. În fine, West Bromwich Albion a obținut 3 puncte mari pe teren propriu cu Swansea, 2-0. Brown și Berahino au reușit să marcheze în repriza a doua, după ce beninezul Stefan Sessegnon, fostul jucător al lui Paris Saint-Germain, a intrat pe teren în minutul 58. Gazdele au câștigat cu 2-0. Swansea, de când l-a pierdut pe Wilfried Bony, este o echipă oarecare din Premier League și cred că așteaptă vremuri grele în momentul de față. Deocamdată poziția lui Swansea este mai degrabă bună, locul 9, 34 de puncte. West Bromwich a săltat pe 14 cu 26 de puncte. Dramatică este situația celor de la Aston Villa, 5 înfrângeri la rând în campionat și poziție retrogradabilă a 18-a în momentul de față. De notat, dragi prieteni, că în acest weekend nu vom avea etapă de Premier League. Cred că este programată o etapă, sfânta etapă de cupă, că altfel nu-mi explic. Următoarea etapă va avea loc
ceva mai încolo, iată, de exemplu, Chelsea joacă acasă cu Burnley pe 21 februarie, adică peste 10 zile, practic. Un meci la îndemâna oamenilor lui Mourinho, evident. Manchester City, tot pe 21, asta e sâmbătă, 21 februarie. Manchester City joacă acasă cu Newcastle. Manchester United va juca pe terenul celor de la Swansea. Southampton are acasă cu Liverpool. Arsenal joacă la Crystal Palace. Tottenham acasă cu West Ham. Cam asta ar fi pentru viitoarea etapă din Premier League. Astăzi, în afara meciului de Cupa Franței, acelui de Cupa Greciei și confruntării, să sperăm, ultima a lui Nea Piții în acest incomod și neprimitor teritoriu saudit cu Al Faisali, și în afara acestor trei partide n-avem mare lucru, să știți, pentru că este o zi de joi și suntem în așteptarea unui weekend care să fie un pic mai interesant din acest punct de vedere, evident, cu meciuri de fotbal, cu turneul celor 6 națiuni la rugby, care continuă cu etapa a doua sâmbătă și duminică. Nu avem meci programat la rugby vineri, cum a fost în prima etapă a turneului, când Țara Galilor și Anglia au jucat la Cardiff, spuneam, vineri seara. În fine, o altă informație din fotbalul internațional importantă este faptul că astăzi s-a oficializat prelungirea contractului selecționerului Franței Didier Deschamps de către Noël Legret, președintele federației respective, până în 2018, în practic până la campionatul mondial din Rusia. Iată așadar Deschamps pe cai mari, fără să fi făcut până acum mare lucru, plin să cred. Sigur, el a calificat naționala Franței la Cupa Mondială, dar în condiții grele. După un baraj aproape pierdut cu Ucraina, Franța pierduse primul meci cu 2-0 în deplasare și a reușit miraculos să se impună acasă 3-0. A avut un campionat mondial corect, dar fără niciun fel de relief. În momentul în care au întâlnit un adversar puternic, au fost învinși în sferturile de finală. Sigur, față de ultimele ediții a fost un plus. Franța ocupă locul 8 în clasamentul FIFA. Am văzut unde România e pe locul 16, este în bine. Acest clasament a mai urcat în ultima perioadă. Am fost și pe 15, dar am coborât un loc în această lună. Francezii sunt pe poziția 8, cu două locuri în fața Spaniei, care a ajuns pe 10, un clasament dominat de Argentina și de Germania. Germania este pe prima poziție, Argentina pe 2, Columbia pe 3. În fine, este o decizie care nu surprinde în Franța. O decizie firească până la urmă. Deschamps era la dispoziția lui Noël Legret, nu are alt angajament, nici nu s-a zvonit pe undeva că ar fi tentat să rupă contractul, mai ales că urmează un campionat european mediatizat teribil, vă dați seama, are loc chiar în Franța. Deci el are un an 2015 extrem de confortabil, doar cu meciuri amicale. Asta se pricepe să facă Deschamps, să planifice alături de Noël Legret și de staff-ul său meciurile amicale, care oricum nu sunt atât de greu de găsit, întrucât cele mai multe dintre ele, la datele stabilite de FIFA, sunt deja programate cum ar veni de computerul care a stabilit tragerea la sorți a preliminarilor, Franța fiind pentru prima oară în istorie ca și țară gazdă invitată totuși să joace meciuri amicale într-o grupă anume în preliminarii. După cum știm, ei sunt cu Serbia, cu Portugalia, cu Danemarca și cu Albania într-o grupă. Au nimerit bine acolo pentru că au meciuri de pregătire destul de interesante. Când nu sunt date, pentru că este o echipă mai puțin în grupa respectivă, când există o dată suplimentară, atunci își programează ei câte un meci, de obicei cu marile națiuni. Franța urmând să joace până în 2016, în vara lui 2016, mai avem aproape un an jumate până la campionatul european, câteva meciuri cu națiuni puternice, bineînțeles, cele mai tari din lume, conform tradiției, pentru că oricine este încântat să vină să joace pe Stade de France cu 80.000 de oameni în tribună, asta nu e o problemă, să găsești un adversar, fie el Brazilia, Argentina, Germania, Belgia sau Spania, nu e o problemă.
toată lumea vrea să joace acolo, mai ales că e și valorizant, pentru că dacă ești echipă europeană, te pregătești pentru un campionat european care îți va fi ostil în Franța, dacă nu ești echipă europeană, cu atât mai bine. Poți să te testezi în fața unei echipe care va pretinde să câștige turneul final, așa cum a făcut-o și în 1984. De atunci Franța n-a mai găzduit un campionat european. Există acest spectru al victoriei franceze acasă, 84 cu Michel Hidalgo, campionatul european, câștigat practic de Michel Platini de unul singur, și 1998 cu Aimé Jacquet, titlul mondial, câștigat practic de Zinedine Zidane de unul singur. Francezii nu mai au sigur acum un jucător de asemenea nivel, mai ales că Franck Ribéry s-a retras de la echipa națională și se pare că nu va mai reveni asupra decizii. Sunt departe sigur de a fi cea mai puternică națiune pentru 2016, dar pleacă totuși favoriți, prisma faptului că vor avea absolut toate aturile de partea lor, arbitrajul, grupă facilă și un continent care n-are în momentul de față nicio super echipă. Chiar Germania este o echipă pe care teoretic poți să o bați. Ori în Franța-Germania a jucat în hexagon, sigur că ar fi un meci de o încărcătură ieșită din comun. Ne întoarcem după pauză. Dragi prieteni, am o informație de ultim moment. Grecia tocmai și-a desemnat selecționezul. E important pentru că sunt în grupa noastră în preliminarii, după demiterea lui Claudio Ranieri anul trecut în noiembrie. Federația din Grecia a anunțat astăzi că l-a numit pe Mircea Luceanu, pardon, pe Sergio Marcarian, noul selecționez, un uruguaian de 70 de ani, zici că e papă ăsta, zici că l-au ales papă, la ce vârstă are, 70 de ani, un uruguaian cu nume armenesc, care va debuta pe 29 martie cu Ungaria, într-un meci capital pentru greci, dacă mai există vreunul, pentru că în mod normal ei sunt deja eliminați. A semnat pe un an uruguaianul, el a mai condus naționala statului Peru 3 ani, fără niciun fel de rezultate între 2010 și 2013, și apoi în două rânduri Paraguaiul între 99 și 2002, asta cu mult înainte de a fi în Peru, și apoi între 92 și 93. Deci în vremuri memoriale, deci 92-93, pe vremea când Olympique Marseille câștiga Liga Campionilor în sezonul respectiv, și apoi în 99-2002, cum spuneam, 6-7 ani mai târziu de la prima ispravă, deci în două rânduri, la distanță destul de mare, Paraguaiul, care la vremea aceea, dacă mi-amintesc eu, nu era o națiune importantă, trecând apoi din 2010, iarăși la distanță foarte mare, de la, la 8 ani după ce a plecat a doua oară din Paraguay, a ajuns să conducă naționala Peruului, o echipă lamentabilă în ultimii ani. Peru n-a mai avut mare echipă la fotbal din anii 80, trebuie să o spunem clar. Pe vremea respectivă, cu Chumpitas, cu Eto, cu Bilias, mi-amintesc pe ăștia trei, juca la campionatul mondial. Peru era o națiune de rangul 3 în America de Sud, după Brazilia și Argentina, că mai sus de atât n-a fost niciodată, dar era într-adevăr a treia națiune. Pe vremea respectivă, dacă mai țineți minte, Uruguaiul nu participa la Cupa Mondială, nu era de nasul lor campionatul mondial, Columbia era varză, n-a nicio valoare, nu exista naționala Columbiei la Cupa Mondială, Peru era a treia națiune. Jucau în tricourile alea cu diagonală albă, așa pe un tricou roșu. Era o echipă greu de bătut. În 78 și în 82, Peru a fost calificat două mondiale la rând. În 78 a fost mondial în America Latină, s-a jucat în Argentina. Argentina a câștigat titlul mondial, dar cu ajutorul peruanilor, care s-au înclinat ca la noi la cooperativă, au pierdut 6-0 cu Argentina, a fost un blat sinistru, dar mă rog, nu vorbim despre asta, vorbim că s-au calificat la campionatul mondial atunci două ediții la rând, în 82 în Spania, pardon, au fost prezenți. Nu era o echipă slabă. Și dacă nu mă înșel eu, au fost și 74 Peru.
bine de tot erau plasați atunci. După care, odată trecut acea generație, au ajuns ciuca bătăilor în America de Sud. Au fost câteva preliminarii în ultima perioadă în care au ieșit ultimii. I-a depășit Venezuela net, în ultimii ani Venezuela s-a ridicat, i-a depășit și Bolivia odată, care rămâne sigur cea mai slabă națiune din America de Sud, deși să știți că și Bolivia a fost la un campionat mondial, și uite aici cred că m-am înșelat, în 74, cred că a fost Bolivia, nu Peru, la mondial. Au și o participare atât în istorie, dar oricum, țin minte acea națională peruană bună de tot anii respectivi. Și România a jucat cu Peru în vremuri de mult apuse, când se deplasa într-un turneu în America de Sud și când merita să joci la Lima împotriva naționalei Peruului. Dar mă rog, discuția era alta. Markarian este noul selecționez al Greciei, Sergio Markarian, care îl locuiește pe Claudio Ranieri. În mod normal ar trebui să ne lovim de el. Ranieri l-a făcut neapiții în deplasare la Pireu, acel 1-0 mincinos, un gol din penalti al lui Marica. Tata Puiu ar trebui să descotorosească de Markarian la București, dacă amândoi vor rămâne în funcție până la meciul respectiv. Și mai aveam o știre interesantă de la Cluj, dar de data aceasta nu de la CFR, ne-am tot obișnuit să vorbim despre CFR în ultima perioadă, nu, despre un Cluj e vorba, care l-a găsit în Olanda, chiar pe Forrest Gump. E un prost care cică aleargă toată ziua și nu obosește, aleargă și înainte de meci, dar și după meci. Și asta nu-i bine. Pa bon sin. A, bun, așa era și în ciclism, aia care alergau și după, până la urmă aveau să fie cei care au și tras cortina peste o epocă întreagă. Sunt doi olandezi aduși de Giorgio Găraru, un jucător foarte rapid și unul neobosit, așa au fost caracterizați, dar nu știm care e unul și care e celălalt. Îi văd aici într-o imagine, Sergio Zeiler și Benjamin van den Broek. Amândoi vin din Liga a doua olandeză, dar Ogăraru, care cunoaște un pic campionatul Olandei, speră să dea lovitura cu ei. Are patru membri. În momentul de față se spune colonia olandeză de la Cluj, după Gravenberg și Castillon, care semnaseră și ei în stagiul de pregătire din Antalya. Acest Sergio Zeiler, a 27 de ani, în joacă extremă, e născut în Olanda, dar evoluează și pentru Surinam. Vine de la o echipă Achilles 29 din Liga 2 olandeză, are 1,65 m. A fost crescut la juniorii lui Ajax, a mai jucat la Twente, dar și în Croația, la Rijeka sau în Turcia, la Orduspor. Din păcate nimic nu-l recomandă să facă ceva în Liga 1, citindu-i acest CV. Ne place școala olandeză și conducerii la fel. Zeiler ăsta e un fotbalist foarte rapid, mă zic că ăsta o fi Forrest Gump. Deci un Forrest Gump de culoare și un pic mai scund decât originalul, n-are decât 1,65 m. Suntem siguri că își va lăsa amprenta asupra jocului. Jocul, a spus directorul tehnic al universității, Alfons Groenendijk, și el tot olandez. Ultimul jucător adus de formația clujană este Benjamin van den Broek, 27 de ani, care joacă mijlocaș central. De 4 ani evolua practic nicăieri, adică la FC Den Bosch, unde chipurile ar fi fost capitan, și despre care se spune și despre ăsta că ar putea să concureze și la maraton. Nu obosește, atacă, se apără, poate să alerge toată ziua. Se pare că ăsta e. Aleargă și a doua zi după meci și înainte. Ăsta e. Deci nu e cel de culoare. Doi sunt neobosiți, dar numai unul poate să alerge oricând. Deci ăsta și după ce se termină meciul se duce și continuă să fugă. Cei doi au studiat fotbalul românesc, atenție, pe îndelete înainte să semneze cu Cluj, și vor să câștige tot. Mai întâi cupa, știam de Steaua, pentru că acolo joacă prietenul meu Breveld, a zis Zeiler ăsta, completat de Brook. Fotbalul românesc este mult mai fizic decât cel din Olanda. Încerc să apăr sau să apar mereu la finalizare. Uite că era cât pe aici să fie și portar. Dacă marchez 4-5 goluri în retur, voi fi mulțumit, a spus Van den Broek, ăsta care
încoată, să rectificăm, citeam știrea acum pentru prima dată, este nou venită de pe ProSport, apropo de cei doi olandezi, ce vor fi de urmărit la Universitatea Cluj în retur, un Forrest Gump și jumătate, ca să o spunem foarte clar, un Forrest Gump și jumătate, bune achiziții, crede George Ograru pentru echipa sa în returul campionatului. O Cluj are nevoie de jucători buni ca de aer, pentru că nu se află într-o situație ieșită din comun. Chiar este amenințată cu retrogradarea. Dacă stăm și ne uităm pe clasament, n-au decât golaverajul deocamdată de partea lor deasupra primei retrogradabile, și știm că la noi nu golaverajul contează, dar el te ajută să-l tocmești clasamentul pe parcurs. O Cluj are același număr de puncte cu Gaz Metan Mediaș, care este în zona retrogradării, și cu Pandurii Târgu Jiu, care și ea ocupă un loc retrogradabil. Sunt echipe mici astea. CSU Craiova este o echipă mare, aș prieteni, a rupt tot în Antalya, mai puțin meciul cu Mordovia Saransk, pe care l-a pierdut cu 2-0. Foarte mulțumit era Emil Săndoi. Universitatea Craiova, această echipă hibrid, până la urmă, a Craiovei, CSE, Universitatea Craiova, mai corect, că ați văzut că nu deține palmaresul marii echipe din Oltenia, va rupe tot în retur, este marea favorită, practic, să termine pe locul 2, după cum evoluează lucrurile. Dacă CFR-ul rămâne cu penalizarea de 24 de puncte, e gata, un adversar mai puțin. Ar fi doar la 4 puncte această echipă din Craiova de poziția a doua deținută de Petrolul. Și ăia sunt în găleată, mai au chef de fotbal, mai au chef de nimic. Bătălia celor de la Craiova va fi mai degrabă cu Astra și cu Târgu Mureșu, care amândouă devansează CSU Craiova cu un punct. Deci aceste trei echipe ar trebui să se lupte, sigur, și Petrolul în teorie, dacă îi mai țin balamalele pentru poziția a doua, măcar așa de ochii lumii. Participare în cupele europene, nici la Craiova nu putem să vorbim, ea nefiind acceptată de UEFA. Cam atât pentru astăzi, vorbim și mâine, este o zi de vineri care ne pregătește, practic, spuneam, pentru un weekend interesant în fotbal, deocamdată doar la alții, pentru că la noi este un weekend de pauză, dar ultimul, practic, de liniște înaintea furtunii. Pe mâine!